Mulțumim foarte mult, Gabriela Del Pupo. A fost în direct un nou incident într-o secție de terapie intensivă din București. Doi pacienți internați la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon au fost evacuați aseară după ce un salon ATI a fost învăluit de fumul degajat de un neon. Din fericire, a fost vorba despre o degajare minoră de fum, fără flacără, și nimeni nu a fost rănit. Un salon de terapie intensivă al Spitalului Sfântul Pantelimon din București a fost evacuat aseară după ce dintr-un neon a început să iasă fum, dar nu a luat foc. Doi pacienți au fost mutați în salonul alăturat, iar șefa secției ATI a scris imediat un mesaj în mediul online. A fost un incident minor cauzat de defectarea unui neon. S-a intervenit imediat și situația a revenit la normal ulterior. Informația transmisă cetățenilor de șefa secției ATI a spitalului a fost confirmată în scurt timp și de oficialii Ministerului Sănătății. La secția de terapie intensivă a Spitalului Sfântul Pantelimon din București, în jurul orei 20 și 15 minute, un tub de neon dintr-un salon s-a ars cu o degajare minoră de fum, fără flacără. Preventiv, cei doi pacienți au fost mutați în alt salon pentru a se schimba tubul de neon. Nici o persoană nu a suferit de pe urma incidentului. Și martorii oculari au declarat că au observat fum, nu și flacără. Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon este singura unitate medicală de urgență ce deservește sud-estul capitalei și funcționează de peste 37 de ani. Incidentul are loc la două zile distanță de incendiul de la Institutul Matei Balș din capitală, în urma căruia au murit 7 oameni.